la ședința de îndată de astăzi sunt prezenți 19 consilieri din totalul de 21 funcții. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței ordinare din 27 noiembrie 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Vă aduc la cunoștință numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței. Punctele 1-5, toate cu 11 voturi, adică majoritatea absolută. Mulțumesc! Bună ziua, ați venit la ședința de Consiliu Local. Supun la vot ordinea de zi. După cum vă știți, sunt 5 proiecte. Ordinea de zi, conform dispoziției primarului, numărul 1053 din 9-12-2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 1. Privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL numărul 296/2019, avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine? Proiectul numărul 2, privind revocarea unei hotărâri. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Obține? Proiectul numărul 3, privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiții din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2019. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Avizul este favorabil cu îndreptare eroare materială în preambul. E vorba de numărul referatul de aprobare, este 23.610 din 5.12.2019, iar raportul de specialitate este 23.708 per 6.12.2019. Aviz favorabil. Ok. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Nu particip la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4, privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL numărul 80 din 27.3.2019. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu abținere? Proiectul numărul 5, privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Am mulțumesc și eu pentru disponibilitatea pe care ați dat-o la această ședință de îndată. Urgența numărul 1 reprezenta rectificarea bugetului pentru a mai reuși să facem câteva cheltuieli din ceea ce ne-am propus pentru acest final de an. În funcție de hotărârile Guvernului și sperăm din discuțiile pe care le-am avut ieri, pe vineri există promisiunea unei ședințe de Guvern și e posibil să mai existe o rectificare bugetară cu alocare de sume către UAT-ul, ceea ce înseamnă că ne vom mai reuni de îndată într-o altă ședință la începutul săptămânii viitoare, dar urmează să vă comunicăm în funcție de hotărârea Guvernului, după care vă anunț oficial ședința ordinară, ședința festivă, care va avea loc joia viitoare, în data de 19 decembrie, la ora 14, la Hotel Roman. Vreau de asemenea să împărtășesc cu dumneavoastră premiul obținut ieri cu ocazia galei Asociației Municipiilor din România. Este un premiu primit și care vine să recunoască activitatea noastră a tuturor, începând de la conducerea administrației publice locale, de la colegii mei din primărie, conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman și mai ales activitatea dumneavoastră a consilierilor locali. Este foarte important că am înțeles cu toții ce înseamnă
să conlucrăm pentru binele comunității noastre. Dacă vreți, bucuria este cu atât mai mare cu cât e al treilea an consecutiv când primim premiul de la Asociația Municipiilor din România, iar acest lucru nu era posibil fără o convocare între toți partenerii politici care suntem implicați în activitatea din Consiliul Local. Și rodul acestei activități, iată, nu întârzie să apară. Trebuie să formăm echipă în continuare pentru binele comunității noastre, pentru binele Romanului și pentru continuarea dezvoltării Romanului. Așa cum a știut, inclusiv la nivelul Consiliului Local, să întocmiți proiecte comune de la Partidul Național Liberal Grațian Iacob și domnul Holban de la Partidul Social Democrat, proiecte care să aducă dezvoltarea municipiului Roman. Știți foarte bine proiectul comun inițiat pentru predarea în administrarea Consiliului Județean astăzi Mihai Tireazu în vederea reabilitării acestea și, bineînțeles, exemplele pot continua. Dovadă și buna înțelegere a administrației publice și a ceea ce facem noi aici în Consiliul Local și mă bucură că de fiecare dată atunci când ați avut neclarități ați venit la colegii mei din primărie și mai ales cu ocazia ședințelor pe comisiile de specialitate obțineți toate informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă doresc o zi frumoasă.